Două județe din Moldova vor fi verificate de către reprezentanții unor instituții specializate în domeniul veterinar. Aceștia vor merge în oboare și gospodării pentru a analiza evoluția pestei porcine. Începând de pe 1 până pe 10 noiembrie, va veni o misiune FVO care va avea ca scop implementarea programului de monitorizare, deci evaluarea implementării programului de monitorizare a pestei porcine în România. Această evaluare va avea loc în județul Iași și Botoșani. Deci, începând de data din 1, ei vor să evalueze cum am implementat noi acest program și să oferim o imagine de ansamblu adecvată și reală cu privire la sistemul pestei porcine clasice, la statusul pestei porcine clasice. Totodată vor să verifice detecția precoce a focarelor de PPC în populațiile de mistreți și a porcilor domestici. Plus, mai verifică realizarea recomandărilor făcute anul trecut, tot în județul Iași, de Comisia de la FVO. Cu această ocazie, va evalua activitatea de la DSV, de la Direcția Sanitară Veterinară, de la Laboratorul Sanitar Veterinar, vor evalua fondurile de vânătoare, exploatațiile profesionale și non-profesionale de porci. Până în acest moment nu a fost înregistrat niciun caz de pestă porcină în România.